După confirmarea celor 5 cazuri de TBC de la Căminul de Bătrâni Rădăuți, 4 bărbați și o femeie, alte 4 persoane sunt suspecte că ar fi contactat bacilul Koch. Este vorba despre bătrâni cu vârsta cuprinsă între 62 și 97 de ani, cazați în centrul social. În cazul ultimilor 4 se așteaptă rezultatele bacteriologice de laborator efectuate după ce bătrânii au acuzat simptome de tuberculoză. Deocamdată nu se cunoaște sursa de unde a izbucnit focarul de TBC. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au luat probe de la tot personalul, de la muncitorii care se ocupă de renovarea căminului, dar au fost verificate și 11 persoane care stau în adăpostul de noapte din Rădăuți, persoane cu care bătrânii se vizitau. Îl putem lua ca pe un focar familial. Nu toți stăteau acolo, mâncau împreună, se vizitau, se uitau la televizor împreună și deci într-o familie câțiva membri au făcut tuberculoză, dar de undeva o luat-o, primul care o luat-o de undeva și o răspândit-o la ceilalți. Ordinea apariției este foarte greu de stabilit. Probabil vom încheia până la urmă dosarul cu o sursă necunoscută. Vrem, nu vrem, va trebui să inițiem controlul contactelor din familie. Deci cei care au venit în ultima perioadă în contact cu pacienții, cu cei care sunt pacienți, să-i vedem și pe cei de acasă. Că e posibil de acolo să apară sau între timp sau îmbolnăviți și cei de acolo. Ludovica Biței a precizat că se menține restricția de intrare și ieșire din cămin și doar în cazuri speciale se aprobă vizitele. Personalului din centru i-a fost recomandat să poarte măști de protecție. În căminul de bătrâni de la Rădăuți locuiesc 42 de persoane fără adăpost. Centrul social aparține comunității evreiești din Rădăuți, iar unul dintre pavilioane este în renovare.